El este fiul meu, îl cheamă Gogu, este un metis australian pur sânge. Stai măi omule, mă faci de râs aici. Și da, este cel mai dulce și iubitor și frumos și deștept cățel pe care l-am întâlnit în viața mea. Și da, îl cheamă Gogu. Gogu. Dima White, e la pușcării. Ok, bine, mă scuzați. Trebuie să vorbim despre Dima White. Acum că mi-ați văzut dulăul... Dulăul meu, pe numele său Gogu, acum că l-ați văzut, putem să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante. Așadar, dragi prieteni, pentru cei dintre voi care încă nu au aflat veștile, Dima White a fost ridicat de poliție și plasat sub arest preventiv timp de 20 de zile. Da, cred că e important aici de zis, pentru că, nu știu, nu vreau să sune ca și când îmi dau aere sau whatever, ca și când mi-o iau eu în cap sau nu știu ce. Eu nu mi-asum neapărat responsabilitatea pentru chestia asta, ok? Nu vreau zic să mă bag cu pumnul în piept. Da, frate, we did it și nu știu ce. Într-adevăr, poate că videourile pe care le-am făcut eu despre Dima au atras un pic atenția asupra lui și odată ajuns în atenția oamenilor, știi, cumva s-a ajuns în punctul ăsta. Nu vreau să-mi asum eu meritul. Nici nu mă bucur la modul la care încerc, vreau să dansez, să joc sârba pe mormântul lui Dima White. Nici asta nu îmi doresc neapărat. Ce-mi doresc, în schimb, ar fi, dacă s-ar putea, dacă Doamne ajută, s-ar putea așa ceva, mi-aș dori ca toți oamenii care au astfel de gânduri, care urmăresc genul ăsta de conținut, oamenii cărora le place să obiectifice sexual femeile în halul ăsta, gen cum a făcut Dima, mi-ar plăcea ca oamenii ăștia să se simtă un pic mai cu musca pe căciulă și poate un pic mai să ezite, știi, să și acționeze asupra impulsurilor lor jegoase. Asta unul la mână mi-aș dori. În al doilea rând, mi-aș dori ca autoritățile, fie că vorbim despre poliție, dar în general autoritatea, eu mă refer aici că nu zic, ok, putem zicem de poliție, putem zicem de organele competente, da, de astea, dar mă refer și la părinți, mă refer și la profesori, mă refer uneori chiar și la prieteni, știi? Aș vrea ca noi cu toții împreună să ne dăm seama că lucrurile astea se întâmplă, iar acest lucru nu este un lucru bun. Ba, dimpotrivă, este un lucru absolut oribil, pentru că nu vorbim despre niște fete simple sau niște oameni neimportanți. Vorbim despre niște fete și femei care sunt surorile noastre, mamele noastre, membrii ai societății care, nu-i așa, beneficiază conform Declarației Universale a Drepturilor Omului de aceleași drepturi ca oricine altcineva. Deci mi-aș dori ca autoritățile astea să trateze problemele astea mai serios. Știm cu toții că asta este o problemă, mai ales la noi. Și mă bucur de fiecare dată când văd că se ia atitudine în cazuri de genul ăsta. În al treilea rând, mi-aș mai dori ca lucrurile de genul ăsta să fie mai prezente în mințile oamenilor, în așa fel încât fetele care și femeile care trec prin asta să conștientizeze momentul care se întâmplă, știi? Pentru că asta într-adevăr este o problemă de multe ori, că asta era și cu Dima, știi? E un om la sfârșitul zilei care mare chestie, ți-a dat niște bani ca să îți pună mâna pe o țâță. Mare căcat, știi? Aș vrea să fim mai conștienți de chestiile astea și aș vrea ca victimele unor astfel de abuzuri și hărțuiri să se simtă în siguranță cu ideea că pot merge să se plângă la altcineva, să depună plângere la poliție, etc. Pentru că asta e o frică, din ce înțeleg, pentru că nu sunt femeie, dar din ce înțeleg, asta este o frică foarte mare, că nene, tu poți să te duci la poliție, dar cine te crede? Că la urma urmei, care-i dovada, știi? Nu, eu vă încurajez să ziceți cât de repede, atâta timp cât, sunteți în siguranță făcând asta. Hai să vedem un articol. Aici avem un articol de la Poliția Republicii Moldova, 18+. Măi, hai că o să ne uităm și la video. Vlogger și TikToker care a filmat o adolescență de 17 ani cu sânii goi și a publicat scena, reținut. Cameramanul acesta a fost și el citat pentru audieri. A, și cameraman. Deci l-a luat cumva, a luat declarații și pe domnul cameraman. Băiatul ăla care am înțeles că are 2 metri și care sub nicio formă nu reprezintă niciun fel de amenințare, doar prin simpla lui prezență pentru fetele pe care Dima le hărțuia. Ok, am înțeles. Ofițerii Direcției de Investigații Criminalitate Organizată a INI
Direcția Generală Urmărire Penală a IGP, de comun cu procurorii PCC-OCS, cu suportul mascaților de la BPDS, bă, s-a strâns toată forța armată a Moldovei. S-a strâns toate superputerile Moldovei. Anunță reținerea vloggerului și tiktokerului care recent a bulversat societatea prin filmarea fetelor în Chișinău contrabani, în timp ce avea contact fizic cu acestea prin atingerea zonelor sensibile de pe corp. Ulterior, acesta publica astfel de scene cu caracter sexual pe platformele de internet, pe care are audiențe semnificative. TikTok, Telegram, Instagram, de peste jumătate de milion de abonați. Wow, holy shit, avea destul de mult. Are destul de mult, că prezumția de vinovăție, frate. De nevinovăție, pardon. Fuck, ce mi-a scăpat. Prezumția de nevinovăție, mă scuzați. Totuși, deseori, victimele nu cunoșteau că bănuitul urma să publice scenele pe aceste platforme. Iauzi, ce chestie interesantă. Deseori, victimele nu cunoșteau că ele o să ajungă pe platformele de social media. Am înțeles, interesant. Dosarul investigat vizează cazul unei adolescente de 17 ani și știți că am văzut asta. O să vă arăt video din nou ca să vă împrospătez memoria. Deci o adolescentă de 17 ani din nordul Republicii, a cărei mamă l-a denunțat după ce i-a determinat fiica în schimbul sumei de 1500 de lei să-și arate sânii goi în fața camerei de luat vederi. Păi da, dar n-a impus-o, i-a dat bani. Inițial, influencerul din Cahul, domiciliat în Chișinău, cu vârsta de 25 de ani. 25 de ani avea? Eu cream că era mai în vârstă, nu știu de ce aveam senzația că e mai în vârstă. Că se comportă ca un moș libidinos, probabil de aia. Influencerul a publicat în primăvara acestui an un anunț pe contul său în care invita fetele care aveau nevoie de un câștig să-l contacteze. Bă, nene, nesimțirea, bă, frate. Bă, nesimțirea incredibilă, bă, coaie, bă. Pui la story pe Instagram, știi? Sunt fete care au nevoie de bani, dați-mi DM și după aia le zici, hei, ai nevoie de bani, da, vino, stai pe stradă, vii, te filmez, îți fac așa. Și după aia tot eu zic la cameră că uitați că fata asta s-a vândut pe bani. Doamne, incredibil, bă, mă scoate din minți chestia asta. Dar tu, Dima, când faci videouri de genul ăsta ca să-ți iei și tu o mămăligă din banii de monetizare de la YouTube, nu te-ai vândut pe bani? Nu mai bine să te iei tu acasă cu p*** în sus decât să stai să faci căcatul astea de videouri ca să mănânci tu o mămăligă? Aia nu-i tot vândut pe bani? Potrivit informațiilor preliminare, adolescenta a apreciat anunțul cu un like. Traduc din engleză, îmi place, ok. Și l-a informat în comentariu că ar vrea să participe într-o filmare. Atunci bănuitul a contactat-o și au comunicat în acest sens o săptămână jumate, după care acesta a revenit la propunerea de înregistrare a video a unor scene cu ea. Mai mult, acesta s-a oferit să-i achite călătoria până la Chișinău, precum și i-a oferit un chipiu pe care i-a cerut să-l poarte în timpul scenei. Ce chipiu? Stai, mă scuzați că râd, dar cum adică chipiu? Mă rog, în Moldova limba română e un pic diferită. O șapcă. Da, că avea șapcă în ăla. Da, ok, bine, gata, mă scuzați, da. Bun. Prin urmare, așa cum situația financiară a familiei era dificilă, aceasta a acceptat. Dar nu, dar el n-a impus-o. Cum adică? Păi treaba ei că e săracă. Ce treabă are Dima? El n-a impus-o cu nimica. Iar pe mama informată că pleacă la Chișinău ca să participe la o manifestație. Deci asta i-a zis săraca lui Măsa că... Filmarea a avut loc într-o pădure din Chișinău, fără ca bănuită să-i comunice de la bun început că urma să-și ridice maiou ca să-și arate sânii în fața camerei de luat vederi. Iar atunci când bănuitul i-a dat amănuntele, inițial aceasta a refuzat. Dar tânărul a convins-o când i-a reamintit despre faptul că îi va da bani și că înregistrarea va fi partajată doar unui grup restrâns de persoane. În realitate, acesta l-a publicat pe un grup cu peste 16.000 de abonați pe aplicația Telegram. Măi nene, voi vă dați seama că omul ăsta făcea, el își populariza Telegram-ul că gen... Ca să înțelegeți, ca să nu vorbim mai urea. Ca să înțelegeți despre ce este vorba în propoziții. Uite, asta e. Gata, domnul, ok. Asta e video, despre video ăsta este vorba. Asta este o fată de 17 ani, by the way, care i-a dat niște bani pentru că gen ea împreună cu familia ei mureau de foame. Ok. Ca să știți. Domnișoara, salut. Salut. Eu îmi cer scuze. Vrei chiar acum să scrii 600 de lei? Foarte ușor. Cum? Ce, nu uite, îți dau 600 de lei, sunt date chiar acum, dacă tu iei acea sticlă de lapte și o vezi peste tine. Deci fata asta a fost adusă din alt oraș la Chișinău, i-a plătit el biletul de tren și adusă pentru a face acest video. Ca să vă... Că știți că la ultimul video ziceam că fetele astea sunt cumva in on it, că fetele gen cumva știu că sunt actrițe gen, adică că nu sunt niște oameni de pe stradă. E, na, poftim. Mulțumesc frumos pentru demonstrație. Gen deasupra asta. Stai, uite, eu nu... Stai, uite, n-am vrut să supăr. Uite, dacă e problema în bani, uite, mai am aici și încă 400 de lei, în total sunt 1000 de lei și dau chiar acum, dacă tu iei această sticlă și o vergi peste tine. Gen, tu arăți foarte bine și eu cred că ar fi foarte frumos. Tu ce spui? 1000? Da, poftim, da, dacă e problema în bani, poftim. 1000 de lei. Deci, da, vergi? Da. Ești sigur? Da.
Domnișoara, salut. Bun, și asta e mecanismul, știi? Adică TikTok-ul e doar că aici merge algoritmul, nu știu ce, bla bla bla. M-ai înțeles? De pe TikTok îți arată doar un teaser și după aia continuarea fără cenzură pe Telegram. Af Martin, tu ai face asta pentru 1000 de lei? Prima persoană de la ad îți dă 100 de lei. Așa face omul ăsta, sau așa făcea omul ăsta content pe internet, dragi prieteni, ca să înțelegeți. Și literalmente toți oamenii de pe Telegram erau niște copii la pubertate cu culată care vor și să vadă o țâță. Cam despre asta e vorba. Omul literalmente face porno, da? El face filme porno pentru copii, coaie. Audiența lui este formată din copii din Moldova, pubescenți, da? Care abia acum își descoperă dulăul, ca să înțelegeți despre ce este vorba în propoziții. Bun. Ulterior, o parte din acesta a fost preluat și pe TikTok, iar apoi a fost șters. Eu l-am găsit. Înregistrarea video însă a fost observată de mătușa adolescente, care i-a anunțat mama și i-a retrimis și două secvențe ale înregistrării, care la rândul ei a depus denunțul la autorități. În context, adolescenta l-a contactat pe bănuit și i-a cerut socoteală, iar acesta i-a promis că o va recompensa cu o anumită sumă, așa cum doar câteva persoane, că doar câțiva oameni au văzut înregistrarea. Atunci când a fost audiată de către oamenii legii în condiții speciale dedicate minorilor, adolescenta a declarat că situația familială este complicată, mai mulți copii în familie, dintre care ea este cea mai mare, mama este casnică, iar tatăl vitreg era bolnav și avea nevoie de bani atât pentru alimentație cât și pentru necesități personale. De asemenea, procurorul din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale l-a audiat pe cameraman în calitate de complice la determinarea minorilor să comită fapte imorale urmate de răspândirea unor astfel de informații cu caracter sexual. În ceea ce îl privește pe învinuit, la solicitarea procurorului pe celălalt, a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 20 de zile. Măi, ce înseamnă? E arest preventiv ca la noi, nu? Sau care-i faza cu arestul ăsta preventiv? Înseamnă că te cercetează cât ești în arest, corect? Asta înseamnă. Da, e ca Andrew Tate. Dacă am greșit, spuneți-mi în comentarii. Pe parcursul urmăririi penale, ambii beneficiază de prezumția nevinovăției și alte drepturi procedurale prevăzute de lege. Acum urmează să fie supus expertizărilor dispozitivele de comunicare ale acestora și de stocare și publicare a informației cu caracter sexual. În continuare, autoritățile urmează să investigeze și eventualitatea implicării acestuia în alte episoade infracționale. În context, oamenii legii invită și alte fete ale căror onoare le-ar fi fost înjosită prin faptele celor doi să depune denunțuri la cel mai apropiat sector din poliție, astfel încât acțiunile acestora să fie cercetate și mai amplu în vederea tragerii lor la răspundere și prevenirii unor noi episoade infracționale. 17 iulie, azi, o să încerc să-l postez pe YouTube cât de repede. Hai să vedem și video. Măi, asta m-a enervat. Chestia asta m-a enervat cu 18+. De ce 18+? Care anume e conținutul pe care minorii n-ar trebui să-l vadă? Ok, sure, n-ar trebui să-l vadă copiii de 5 ani, I guess. Dar nu e de 18 ani, frate. Eu cred sincer că copiii, da, sau mă rog, tinerii de la, să zic, adolescenți, da, ar trebui să știe despre chestiunile astea. N-ar trebui să le fie interzis să vadă așa ceva. Ar trebui să vadă ca să știe să recunoască, să meargă, să depună plângere, mă rog, să înțelegeți voi, să denunțe. Ce? A, aici cam o... Scuze, trebuie să-mi iau un moment. E amuzant cum, gen, acum vreo două săptămâni, tot punea el pe story. O să scot un video care o să închidă gura la toți. Și acum omul meu vorbește cu domnul procuror, încearcă să-l convingă că el pe nimeni n-a impus. Mi se pare amuzant, scuze, e poetic justice. Literalmente poetic justice. Am văzut multe știri și fiecare din ele am văzut numai minciuni, da. Avea un video în care el mergea la oameni, că nu erau doar femei, nu? Parcă. Că nu, el nu hărțuiește doar femei, el hărțuiește și bărbați. Într-adevăr, un om al progresului. Cu adevărat un om al progresului. Dar aici e o greșeală foarte mare, mi s-a părut foarte amuzant. Că el, de fapt, el mergea la oameni pe stradă și îi ruga să imite orgasmul, dar aici scrie emiți orgasm. Ceea ce creează o neînțelegere, cel puțin pentru noi, nu știu dacă e o vorbă moldovenească sau ceva, dar pentru noi românii creează o neînțelegere și pare că, gen, literalmente pui oameni să aibă orgasm la comandă pe stradă. Mai poliția din Moldova.
Măi, Cupar, tu muncești la poliția din Moldova? Ce? Stop! Stop! Este așa. Deci, ține așa. O atingere. Bună. De fai. Stai. Stop. Câștigi 4.000 de lei dacă săruți. Ei, hai, nu mă nebuni. Ei, hai, nu mă nebuni. Adun tu 4.000 de lei la oaltă, băi, Dima? Nebunie. După cum vezi, nu-i nimic, dar trebuie să salut, dar deja depinde cu cine. Am aici 2.000 de lei și dacă ești gata chiar acum să-i câștigi, trebuie să faci o mică provocare, ești de acord? Da, ok. E legat de salut, numai că nu trebuie să saluți o persoană, dacă înțelegi la ce mă refer. O minoră. Asta e video care a fost șters. Acum am înțeles. Nu trebuie să saluți o persoană dacă știi la ce mă refer. Mă rog, am încercat. Nu, nu stai. Nu, stai. E că mai am încă 2.000 de lei. În total, 4.000 de lei chiar acum ți-i dau dacă tu ești gata să faci ceva pentru ei. Tu vezi să mă faci mai refer. 4.000? 4.000 acum ți-i dau. Mai bine spus, după ce termin, ți-i dau. Ok. După ce termin, ți-i dau? Cum adică ți-i dau după ce termin? O fată de 17 ani. O, nu, dar el nu știa că are 17 ani. A, ok, atunci. Păi dacă nu știa, foarte bine, băi, gata. La revedere, dacă nu știa, nu știa, frate, ce poți să-i zici la om. Ok. Ce montajul ăsta de la... La ce mă uit? Ce e asta? E clipul cu fata din telefonul lui. What? Stai, cum? Sunt alea de pe Telegram? Și ce face? Dar nu înțeleg ce se întâmplă. Își arată sânii. Slitterly porn. Da, nu, e pornache d-asta. Făcut ilegal. Pornache ilegal. Făcut pe genunchi. A, acum am înțeles, ok, de-aia era 18 plus. A, greșeala mea, mă scuzeți. My bad. A, păi da, el n-a impus pe nimeni, guys. El n-a impus pe nimeni, uite-l cum era în șlapi. L-a luat din casă în șlapi. Literalmente în șlapi. Leu cu sabia în mână. O treabă bună, sincer. Adică cam șmecher, n-am să te mint. Haideți să vedem și o emisiune. Ce ziceți de asta? Hai să vedem și o emisiune. Vreau să văd și o emisiune. Că gen acum, vai, nu, Dima White, acest hărțuitor, abuzator, nu știu ce, să-l băgăm la Bulău, să-l luăm cu Dicotul, mă rog, Dicotul, așa. Dar gen, acum cât timp? Acum cât vine? 4 ani? Acum 4 ani când bănuiala mea, nu știu precis, dar bănuiala mea este că contentul lui era mai degrabă centrat în jurul minorelor. Bănuiala mea. Acum 4 ani nu era nicio problemă. Acum 5 ani de acum. Așadar sunt foarte curios. Mi-ați trimis mulți dintre voi acest video. De o vorbă cu Dima la vorbe bune cu Lilu. De ce nu? Că tot vine vorba de asta. Dima este tânărul care trăiește prin provocările pe care le face. Dar de ce face asta? O să aflăm chiar de la el, pentru că este aici în culisele emisiunii. Noroc! Bună. Bine ai venit! Nu mai nu zic că de la noi ai copiat ideea. Nu, avem ceva original. Oh, vai, ce original! De când ai zis că... Ce idee e? Să hărțuiască minore pe stradă? Sau ce idee e să fii copiat, măi nene? Cu vorbe bune? Ok, gaci. Vrei să faci nebuniile astea pe Instagram? Păi ideea mi-a venit cu un an în urmă. Și nu știu, am decis să fac ceva original, frumos, interesant pentru tineret. Și păi uite, m-am gândit anume ce se interesează în ziua de azi, în secolul 21. Și am tras concluzia că oamenii în secolul 21 sunt mult mai perverși. Și am decis să arăt asta la cap. Ce?
În secolul 21, ok, bun. Adică, nu știu cum sunt fetele, se dezvăluiesc fața, zicem, naturală a fetelor și deja de cam se accentuie perversitate și uite, a ieșit ce a ieșit. Deci, adevărul este... Am pus accentul pe perversitate și a ieșit ce a ieșit. Aha, oh, ok, ce frumos. Deci, și îți merge bine? Am pus accentul pe perversitate și na. Ah, uite, un băiat de succes, bravo. Vorbe bune cu Lila, Lilu, Lili. Este că fetele acceptă multe chestii, practic pe nimic. Da, pentru un chupa chups, hamburger, sunt chestii de genul, adică pentru că chiar le propun că uite, am nevoie de o fată pentru publicitate și uite, am nevoie să ofer fotosesii în schimb, adică gratis, adică mă dau drept fotograf, dar eu nu sunt fotograf. Și ele cred și băi, hai, uite, dar ce ai nevoie? Uite, trebuie să văd dacă am cu ce lucra, fund, sâni, piept, ceva de genul. Și ele se lasă pipăite, atinsă. Dar tu ești conștient de fapt că tu ai... Ce tăietură la edit acolo. Ia-ți vedem ce zice Lilu. Zi Lilu ceva interesant. Dar tu ești conștient de fapt că tu ai zis asta și acum o să te vadă mulți fete la televizor și o să zic stai. Asta e problema. Asta e problema. Tu, păi tu ai zis și o să te vadă niște fete la televizor acum și nu o să-ți mai meargă. Doamne iartă-mă, dude. Doamne ferească sfântul. Mă rog, ieși și Moldova. Dacă mai vede băiatul ăsta pe stradă, nu mai accept nimic de la uite, el. Asta și scop, adică eu nu fug pe popularitate, zicem eu, scop eu numic că fetele să înțeleagă ce fac alte fete, ce să facă ele sau în genul nu-i bine ce fac alte fete, ce să facă ele sau în genul nu-i bine să faci asta, adică să te dezbraci în fața la un băiat necunoscut timp de 2-3 minute care îl cunoști, tu ești dezbraci, te răsâni, că avem videouri chiar în fața la și el face un serviciu public, guys. El, de fapt, el vrea să ajute societatea făcând fix asta. Deci nu e bine să dezbraci în fața unui băiat pe care nu-l cunoști, așa că el o să ajute societatea făcând exact asta. Că lumea asta înțelege din căcaturile astea. Lumea asta înțelege. Bă, fetele n-ar trebui să facă așa ceva. Asta înțelege lumea. Nu sunt doar literalmente niște dârlăi hormonali care își freacă puța în timp ce se uită la videourile alea. Nu. Tu trebuie să pui acolo un semn pentru interzis pentru mame. Da, interzis pentru mame. Da, să-l pune, că bună idee, să-l pun chiar. Adică... Tu. Da, să nu vadă mamele, să nu care cumva să vadă vreo mamă așa ceva, că depune plângere la poliție și nu vrem asta, după aia se termină cont. Tu, frate, ce dracu, asta e viață? Tu bai foarte mulți timp doar 15 video și am 45.000 de abonați. Adică asta e statistic foarte bună. Oamenii au câte 70 de video și au câte 20.000 de abonați. Înseamnă că oamenilor le place. Da, le place. Părerea mea că le place. Adică la băieți le place să vadă fete, la fete le place să vadă fete care se dezbracă și se gândesc că, și gine că nu am fost eu. Părerea mea. Mm-hmm. Sau cine știe. Mm-hmm. Așa. Și de fapt scopul tău este să le înveți pe fete să nu mai facă chestia asta. Da, să învețe minte, părerea mea. Adică e scop să învețe minte. Da, dar la un moment dat nu-ți mai e tu cu cine lucra. Că toate fetele o să fie milonosițe. Păi uite, sunt momente, uite, am avut chiar momente la... Dude, this is like, este halucinant pentru mine, scuze. Este absolut halucinant pentru mine faptul că această discuție a avut loc la un post de televiziune național, într-o emisiune de tip Oprah, gen. Este absolut incredibil. Am filmat de Halloween la mall. Am filmat și am filmat mai mulți fete care acolo am făcut niște provocări, care s-au mai sărutat și la un moment dat mai avem nevoie de fată. Și zic, hai una, mă dau la una, nu vrea, a doua, deci cunosc. Tu ești Dima, ai așa canal? Zic, da, am canal. Păi uite, hai că eu vreau să mă filmez la tine. Zic, bine, da, îți blurez față. Dar nu, nu-i nevoie să blurez. Adică e singurul vreau să fie popular. Eu am mers în subsol la mall, s-a dezbrăcat, s-a arătat pieptul, mi-a dat voie să piepe chiar la fund, așa zice, nu știu dacă se poate spus asta la televizor, dar în fine. Și, adică îi spun, hai ca să blurez fața. Nu, nu-i nevoie, după asta fac și o poză cu mine. Și încă și-o postat-o. Dar nu crezi că așa tu promovezi mai mult chestia? Ca idee! Un concept pentru tine, dragă Dima. Nu crezi, nu știu. Nu crezi că mai degrabă încurajezi decât să previi? Ia-ți vedem. Asta? Nu, pentru că foarte multă lume îmi scrie chiar și pe Instagram sau îmi scrie în comentarii pe la video jos sau pe Facebook, am un grup pe Facebook, îmi scrie că băi, uite, faci o treabă bună. Sunt oameni care, desigur, critică, pentru că la noi Moldova e ceva normal să critici. Vrei să faci carieră din asta sau vrei să... Da, mă scoate din minți căcatul ăsta. La noi în Moldova așa e normal să critici. Asta e și la noi în România vorba asta. Bă, așa e românul, frate. Tot timpul nu mă critică, nu mă aș dă cu părerea. Așa e românul. Bă, cu aia. Așa sunt oamenii. Nu, oamenii o să-și dea cu părerea întotdeauna. Ideea este să tacem p***a mea din gură dacă te știi cum musca pe căciulă. Asta e tot ce-mi doresc în această viață. Nu știu, e un nivel de nesimțire care nu, eu mintea mea nu poate să-l cuprindă. Adică nu mă bate nivelul ăsta de nesimțire, n-am să vă mint. Să ai și un loc de muncă. Nu știu, e părerea mea că vreau să extind asta mai departe, mai multă lume să află, adică uitați, noi avem câte 800.000 de vizualizări și părerea mea e bine la un
canal care are 45.000 de abonați. Și vrem să extindem cu asta, plus asta ne facem sketch-uri, vine-uri pe Instagram, adică vreau să ne extindem sfera asta. Dar de unde iei spinurile astea? Le iei pe degeaba de undeva, dacă tu așa de multe fete? Spinile? Da, săruți. O venit sora din Germania și mi-a dus o câteva. Tu ai început să câștigi bani în asta? Da. Dar mai mult pe publicitate facem bani, așa să zicem. Ce publicitate, măi, omule? Cine vine? What? Zice de AdSense? Ok, bine, am înțeles. Reclame pe contentul lui. Nu știu, e monetizat contentul lui? Mă întreb ce fel de reclame ți intrau. Adică noi postăm publicitate, omul, băi, vreau publicitate. Deci noi postăm publicitate, el ne plătește. Și așa rezistați mai departe. Da, așa se face banul pe YouTube. Așa se face banii, așa se fac banii pe... Da. Nu pot să zic în cultura, dar pe inocența și imprudența unora. Nu e inocență. Adică, eu vreau să cred că e inocență. Lasă-mă să cred că e inocență acolo. Nu, și nu e altceva. Nu. Dar normal că e inocență. În momentul în care vorbim despre niște fete minore, este bineînțeles inocență. Dacă o fată minoră face chestia asta de bună voie, înseamnă că e ceva greșit acolo. Adică what the fuck? Cum te consolezi? Dar eu nu înțeleg cum doarme omul ăsta noaptea. Îți dai seama că omul ăsta a trebuit să-și construiască un întreg sistem așa de idei și principii și argumente doar ca să poată să doarmă noaptea făcând asta. Mi se pare incredibil. Ar fi fost inocență dacă ele, de exemplu, n-ar ști că le filmează. Dacă știi că te filmează și tu, adică subconștient, știi că băi, uite, mă filmează, știu că să fiu postat și eu mă dezbrac și fete care au chiar și prieteni să lasă atinse și eu am prieteni. Dar tu ai prietenă? Da, am prieteni. Și ce zice? Ea, de faptul că tu atingi atâtea femei. Păi uite, ca orice fată, ca orice domnișoară normală, e gelozează și înțelege că băi, poate nu e chiar bine ceea ce fac eu, dar mă susține, mă ajută, chiar desori când n-am o idee de provocare îmi spune băi, da, fă asta, da, hai că ne-ai dezbrăcat-o de stien, hai, bagă asta în video. Mă ajută, mă susține, părerea mea asta și, nu știu, e om de aur pe părerea mea, pentru că nu orice om, nu, dar nu orice om, e că imaginați. Acceptă asta, da, te mai susține. Și mai ales că știi că eu fac asta, adică fără niciun interes, adică eu mă uit la fetele astea, după asta pe ce închid în cameră, zic, ca un chirurg. Da, zic, Doamne ferește, asta e culmea să faci așa ceva. De la cine te-ai inspirat? În ce mediul online, din ce țară ai mai văzut? De la Dani Mocanu. M-am inspirat de la... Vine iarna. Da, în iarna, curând. Iarna nu ce spune. Faci tu? Vine iarna și tu pe ce mai pui mâna? Iarna. Iarna fetele sunt îmbrăcați până la gât. Corect. Filmăm în mall, dar în mall după toate spune că nu se poate filma, dacă tare se poate de filmat, dar ei spun că e proprietate proprie și nu se poate. În fine, noi iarna nu putem să postăm, pentru că cum ai spus că e frig, fetele sunt îmbrăcate, nu până aici de căruș. Glugă, cușmă. Dar e mai interesant. Da, dar cine uite, uite, asta e o adevărată provocare, da, pentru Chupa Chups se dezbrace iarna, Doamne ferește. Păi uite, când s-a dezbrăcat pentru Chupa Chups era practic aproape iarna, era frig atunci. Și fetele chiar atunci m-am mirat, am abordat trei fete și ele umblau fără stien, iarna. Înțeleg vară, dar iarna e frig, ele fără stien. Hai că vara mai e cum mai e, dar nu ți-e frig la țâțe. Doamne ferească Sfântul. Instagram, mai postez și altceva decât prank-urile astea? Pe Instagram facem vine-uri și sketch-uri așa, amuzante, adică facem ceva pur moldovenește, nu facem de ceva furat de psihotare sau de genul tipuri de fete, tipuri de băieți, noi facem ceva, adică e ca ai cu mătri. Ai cumătri, corect? E ca așa noi facem video cu cumătri. Vine un cumătru, vine la altă casă și acolo mai servește, mai ești cu jargon moldovenesc. Adică la... cumătru. Ok. Lumea le place, strângi vizualizări, de ce nu? Pentru că părerea mea fiecare ar vrea să vadă ceva ta care e făcută în Moldova, adică îți iei idee de psihotare și... Eu desori făceam chiar și story pe accountul meu vechi care a fost blocat și spuneam, băi, vinerul, fiți mai originali. Din care acolo a început la mine, că eu sunt original, dar mă uitam la dumneavoastră pe account acolo. De ce ți s-a blocat contul? Mi l-a blocat pentru că, nu știu... Concurența? Nu concurența. Am postat un video unde erau, spun, nu știu dacă poate s-a spus la televizor, poate stăieți, nu? Am postat un video, nu eram eu, acolo erau doi copii de vreo 9-10 ani, unde ei au văzut un exemplu rău pe internet și au încercat asta. Doi băieți făceau, zice, un chestii perversă, așa să le numim. Și eu am vorbit, uite, la școală te învață să fii tolerant față de gay. La TV tot îți spune toleranță față de gay. Prima ce scrie pe internet un copil gay, ți apare filme, hai zicem așa, plus 18. Uite, el vede acolo, el crede că asta e bine și a încercat cu prietenul lui sau cu frate, eu nu știu ce erau. Și asta chiar eu filmat. Shit, what?
the fuck? Ce a zis, coaie? Ce-i cu viața ta, bă, coaie? Ce-i cu viața ta, bă, nene? Ce p***a mi-a zis acolo, băi? Doamne, ferească sfântul de așa ceva. Doamne, sincer, nici n-am înțeles până la capăt ce p***a mea încearcă să zică, dar ideea, în direcția în care zicea că, nene, că copiii văd oameni gay și după aia fac și ei, nu, ceva, deci, nu, hai să mai ascultăm o dată, ca să nu zică după aia că bă, am înțeles noi greșit sau ceva. Am postat un video, nu eram eu, acolo erau doi copii de vreo 9-10 ani, da, unde ei au văzut un exemplu rău pe internet și au încercat asta. Doi băieți făceau, o zice, un chestii perversă. Așa. Dar era ce? Era un sketch? Era un video? Era ce era? Și eu am vorbit, uitați, uite, la școală te învață să fii tolerant față de gay. Așa. La TV tot îți spune toleranță față de gay. Prima ce scrie pe internet un copil gay, ți apare filmii, hai zicem așa, plus 18. Uite, el vede acolo, el crede că asta e bine și a încercat cu prietenul lui sau cu frate, eu nu știu ce era. Și asta chiar eu filmat și... Era un video redistribuit din Republica Moldova de toată lumea cu doi frați mici care făceau asta. Doamne ferească sfânt. Doamne apără și păzește. Bolnavi, bă, frate, boală. O postat, nu știu, un video ce l-a ajuns la mine, eu am de ce să-l postez, să vadă lumea. Înțeles. Și cineva te cred că mi-a răspuns foarte mult lumea, atunci timp de jumătate de oră sau o oră, 250 de oameni mi-a răspuns că, băi, uite și nebun, uite și nebun. Și la un moment dat, adică cineva nu i-a plăcut și l-a blocat. Mi-a șters account, adică nu pot. Și acum aproape cei 10.000 de followers sunt relativ... Îmi place că tot timpul ăsta pe fundal e Bailando! Bailando! Am zis, deci acolo a vrut să zică că, nu-i așa, era un video de la redistribuit toată lumea și el a fost unul dintre acea toată lume pe care a redistribuit acel video și cumva, pentru că el era mai faimos, a fost reportat și de-aia au blocat contul, nu? Asta era problema. Asta, nu? Am înțeles corect. Hei, tu de acolo care te uiți la acest video, mulțumesc că te uiți la video. Dacă îți place genul ăsta de video și vrei să mai vezi și alte videouri în genul acesta, dă subscribe! Câinele meu te roagă să dai subscribe. Te rog, pentru câinele meu.